Polițiștii fac măsurători, iar pompierii intervin pentru degajarea carosabilului. Locul arată ca un platou de filmare pentru peliculele de acțiune. Mașina s-a făcut praf. Tânărul de 19 ani se deplasa dinspre Pitești, spre Topoloveni, la volanul unui autoturism Mazda. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei. Șoferul nu consumase alcool, dar din cauza vitezei nu a mai putut controla mașina și s-a oprit într-un cap de pod chiar în apropiere de secția de poliție din Călinești, Argeș. Medicii sosiți la fața locului l-au transportat de urgență la spital. Suferise rând, dar era conștient. Din cauza accidentului, traficul a fost îngreunat și s-a desfășurat alternativ pe o bandă. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.